Prăjitura expreso. Pentru primul strat vom avea nevoie de 250 de grame de biscuiți cu ciocolată, 80 de grame de unt la temperatura camerei, o lingură de rom și o lingură de cafea Nes. Pentru al doilea strat vom avea nevoie de 250 de grame de unt, 100 de grame de zahăr pudră și 2 linguri de cafea Nes. Și pentru decor avem nevoie de 200 de ml de frișcă și o lingură de cafea Nes. Vom mărunți biscuiții cu ajutorul unui robot de bucătărie. Adăugăm untul. Nesul și romul. Voi mixa untul. Voi adăuga zahărul pudră, nesul și voi mixa din nou. Montarea prăjiturii voi folosi inele de inox. Asigurăm că inelele sunt curate, pereții inelelor. Vom pune crema. Voi mai face încă o porție. Le vom pune la frigider pentru 15 minute, timp în care mă voi ocupa de frișcă. Vom bate frișca. Voi adăuga nesul. Voi decora cu prăjiturică.
Aceasta a fost rețeta expreso. Sper că v-a plăcut și că o să o încercați și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru mai multe rețete puteți accesa canalul meu de YouTube. Pa, pa!